Adi Popa visează să se retragă în Ghencea, unde a crescut în galerie. El ține și cu Steaua și cu FCSB. Adi Popa i-a organizat logodna prietenului Florin Tănase în Zanzibar. Să luați titlul, dar fără Tănase, le urează Popa celor de la FCSB. În fiecare an pleacă cu șanse. Acum depinde de ei ce vor face. Și firesc ar fi ca el să meargă, pentru că are nevoie de un nou challenge. Adi Popa va fi din nou în tribună la inaugurarea noii arene din Ghencea, la fel ca în copilărie. Până își găsește echipa, Adi Popa se și antrenează în Ghencea. După ultimele experiențe din România, chiar îmi doresc să merg afară. Mi-aș dori să mă retrag pe Ghencea. Este un vis.